Gigi Becali s-a alăturat efortului de a sprijini familiile de preoți cu mulți copii din județele Iași, Vaslui și din întreaga Basarabie. Conform reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor, omul de afaceri bucureștean a donat 415.000 de euro pentru 74 de familii de preoți cu mai mult de 5 copii, respectiv 415 copii, cărora le-a oferit câte 1.000 de euro de fiecare copil. În mod concret, a oferit acești bani pentru 68 de copii din Mitropolia Basarabiei, 73 de copii din Episcopia Hușilor, 274 de copii din Arhiepiscopia Iașilor. Aceste donații se alătură activității social-filantropice pe care Arhiepiscopia Iașilor o desfășoară conform ultimului raport prezentat pe anul 2021, acesta fiind în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, constând în asistență socială, burse de studii pentru copii care provin din familii numeroase, cantine, centre de zi, îngrijiri medicale, construirea de case. Criteriul judecății lui Dumnezeu va fi mila arătată față de cei care au nevoie de ea. Ori familiile numeroase, dincolo de frumusețea lor extraordinară, de exemplul de solidaritate pe care îl arată, întâmpină uneori și dificultăți. De aceea, orice sprijin venit pentru copiii acestor familii este mereu binevenit. Implicarea bisericii în asistența socială este atât o vocație spirituală cât și o necesitate practică.